Adio spitale regionale. Guvernul amână iar până la sfântul așteaptă construirea unităților sanitare din Iași, Craiova și Cluj. Autoritățile spun că nu se pot apuca de treabă pentru că nu au suficiente fonduri. Evaluarea cererii de finanțare la Bruxelles durează circa șase luni. Urmează apoi licitația pentru proiectare, astfel încât construcția nu putea să înceapă decât în 2020-2021. În 2021 intră celălalt exercițiu financiar, unde România are posibilitatea să ceară finanțare de 85% de la Comisia Europeană și normal că a trebuit să luăm decizia cea mai României. Oricum, proiectul tehnic cu licitația pentru planul de instruire a personalului mergea până în 2021 și atunci am cerut fazarea tocmai pentru a putea cere bani mai mulți, a declarat Sorina Pinta. Ministrul Sănătății a mai spus că guvernul nu exclude construirea acestor spitale și prin parteneriatul public-privat, dar că se bazează pe banii europeni. Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății, a criticat vehement decizia executivului. E un gest de iresponsabilitate față de români, față de votanții pe care PSD i-a mințit în campania electorală. Să spui că spitalele regionale vor fi construite după... După 2021 pentru a obține mai mulți bani europeni și că ăsta este cel mai bun lucru pentru poporul român, este ca și cum un medic ar refuza administrarea tratamentului Salvator unui tânăr și ar spune că oricum la bătrânețe va avea din nou tratament încă și mai mare, a declarat Vlad Voiculescu. Spitalele regionale există pe hârtie încă din 2015 când Comisia Europeană a acceptat proiectele și a aprobat finanțarea din bani europeni, însă până acum nu au fost gata nici măcar studiile de fezabilitate.